Bună dimineața, drag suflet, bună dimineața, dragă fecioară, pentru că acest mesaj este despre cei care sunt născuți în zodia fecioarei sau pentru cei care au ascendent în zodia fecioarei. Sau în caz că iubești un suflet care este în zodia fecioarei și îți dorești să afli informații despre luna august, ce se va întâmpla cu fecioara în luna august, te invit să rămâi pe acest canal la acest video. Dragi fecioare, astăzi veți primi acest mesaj despre energia lunii august pentru voi și vom face aceste citiri energetice în fiecare lună, de acum încolo, cu multă bucurie și inspirație divină pentru a vă călăuzi și pentru a vă arăta esența fiecarei luni în parte. Vom folosi oracolul rugăciun către înger, cum am folosit și la celelalte zodii. Vom folosi patru oracole și aceleași la fiecare zodie. Și vom extrage trei mesaje esențiale importante pentru zodia fecioară pentru luna august. Ce fac fecioarele în luna august? Haideți să vedem trei mesaje pentru zodia fecioarei în luna august. Ce trebuie să știe fecioarele? Ei bine, dragă fecioară, ai niște energii foarte interesante în luna august. Vei învăța să te conectezi la muzica sufletului tău, deși tu ești foarte pământean, pământeană, dragă fecioară. Iată că te lași pe ritmurile inimii tale și te conectezi la frumos, da? Probabil fiind o lună de vacanță, vei pleca undeva împreună cu prieteni, cu familie, cu parteneri, cu parteneră, dacă ești într-un parteneriat și te vei conecta cu ușurință la muzica Universului, te vei distra, te vei bucura, probabil vei merge și la anumite concerte. Pentru că, iată, luna august este despre muzică, despre muzica ta interioară, care bineînțeles că va crea și o muzică exterioară, pentru că precum este înăuntru, așa este și afară. Așa că, dragă fecioară, pregătește-te pentru celebrare, pentru bucurie că se anunță o lună foarte frumoasă pentru tine, în care te vei distra și te vei bucura. Însă, atenție! Nu lua ura cu tine, da? Ai trecut printr-o situație de viață critică, dureroasă, de curând, poate chiar în această lună, poate că s-a încheiat o situație din viața ta nu într-un mod foarte armonios. Nu lua ura cu tine, da? Lasă muzica sufletului tău să dizolve această ură și meditează. Meditează fiind într-o stare de contemplare, de celebrare a vieții. Ia tot ceea ce ai experimentat ca pe o experiență, da? Din care ai învățat anumite lucruri, nu mai repeta, dar vezi că ești la un pas de a urâi, da? Și întotdeauna situațiile acestea conflictuale ne duc un singur pas, mai este să ajungem să urăm. Dar, drag suflet, știu că ai capacitatea de a face acest lucru, să te conectezi la muzica sufletului tău și să nu urăști. Știu că poți face asta și o vei face, pentru că, iată, vine și energia abundenței și abundență nu înseamnă doar financiară. În luna august, dacă fecioară, îți vine abundență de lucruri bune în universul tău, exact acolo unde este nevoie. Abundență în relații, în sănătate, în casa ta, în familia ta, prosperitate financiară. Exact unde ești tu acolo, unde simți că ai anumite nevoi, iată vine un universul și spune: deschide brațele ca să primești abundența de lucruri bune în viața ta, pentru că cerurile au văzut munca ta interioară, sacrificiile pe care le-ai făcut și te-au mai văzut că onorezi viața și întregul și astfel e susținut. Deci vei avea o lună de vis, drag suflet, cu aceste mesaje. Atenție doar aici, da? Deci doar aici la această carte care spune să nu urăști. Și mai degrabă să meditezi la această experiență de viață care te-a scos din zona de confort. Și mergem la al doilea oracol, oracolul Maestrilor Înălțați, oracolul Noilor Arhangheli, ai Noului Pământ. Și haideți să vedem, dragi fecioare, o cale pentru voi de a vă conecta la muzica sufletului vostru. Să vedem ce vrea să spună acest mesaj. Și o cale, dragă fecioară, de a nu urâ, da? Și de a înțelege că ai o lecție acolo, care este calea să meditezi și să nu urăști pentru tine, așa.
Și cum vine abundența în viața ta, dragă Făcioară? Haideți să vedem. Cum vine abundența în viața ta? Mesaje foarte frumoase. E bine, mesajul, cum te poți conecta la muzica sufletului tău prin a avea credință. Iată, bine, Arhanghelul, hei, Arhanghelul credință, care ce face? Ține o făclie, da? Ține o făclie, o lumină în mână. Aceea este lumina sufletului tău. Crezând în tine, deci crezând în tine, având credință în propriile tale puteri, în muzica sufletului tău, tu devii invincibil în fața vieții, devii de nepătruns pentru vibrațiile neprielnice. Nu mai au ce să caute în realitatea ta, doar de tine depinde, da? Deci iată vine Arhanghelul Credință și spune că este necesar ca să-ți auzi cântul inimii tale, să te conectezi la muzica vieții tale, este nevoie să crezi în tine. În primul rând să ai încredere în tine, în ceea ce ești tu, în capacitățile tale, în harurile tale, în darurile tale, în ceea ce ești tu aici pe pământ, pentru că tu ești un miracol aici pe pământ. Tu aduci o contribuție valoroasă vieții tale prin tot ceea ce înfăptuiești. Și iată lumina sufletului tău se aprinde până în celule cele mai înalte și devii invincibil în fața energiilor neprielnice când crezi în tine cu adevărat. Și când crezi în tine cu adevărat, tu știi că ai toate atributele divine cu care sursa te-a înzestrat, ai toate instrumentele de lumină necesare ca tu să te dezvolți într-un mod armonios și să nu lași necântată nicio notă a sufletului tău. Da? Foarte frumos pe portativul universului numit viață aici în existență. Cum poți să echilibrezi această energie în care tu te duci spre a urâ, spre a judeca, spre a nu accepta, spre a acuza exteriorul că este de vină pentru ceea ce ai trăit? Da, e dureros. Iată vine Arhanghelul Caritate care spune să-ți deschizi inima și să dăruiești, fii generos, da? Se pare că s-a creat un dezechilibru prin acest conflict între a dărui și a primi. Este important și să înveți să dăruiești și să înveți să primești. Din această situație se pare că tu mai mult ai primit decât ai dăruit, chiar dacă nu vrei să recunoști, dragă fecioară. Iată acest înger, Arhanghelul Caritate, care vine cu acest coș al abundenței și spune, fii generos. Și poți să fii generos și în iertare și în sentimente, oricum nu te onorează. La ce folosește că ești neiertător, neiertătoare? Nu te ajută cu nimic. Nu faci decât să îți aduci acea aciditate a emoțiilor de vibrație joasă în celulele tale. Și atunci, ce se întâmplă cu corpul tău fizic? Ajunge să aibă anumite boli, da? Pentru că aciditatea asta creează în organism. Așa că alege calea meditației, calea contemplării, fii generos, generoasă, dăruiește. Dăruiește din ceea ce ești tu, ajută acolo unde este nevoie, dacă ți se cere ajutorul, sau știi ce poți să faci? Dacă, de exemplu, ai conflicte cu o anumită ființă, cu o anumită situație de viață, noi nu putem să dăruim, adică noi știm, avem această cultură că trebuie să dăruim doar pentru morți, să facem pomană și așa. Nu. Ca să putem să armonizăm o anumită situație de viață, să armonizăm o relație cu un anumit om, chiar dacă se întâmplă doar energetic, da? Și nu ne mai trebuie acel om în subtil, du-te tu și înfăptuiește o faptă bună în numele acelui om. Fă o pomană, tăruiește, dă-i unui om înfometat de mâncare, dă-i apă să bea, fă ceva, îmbracă un om în numele acelui om cu care tu ai avut conflict. Da? Ca să arăți Universului prin acțiune că tu îți dorești să echilibrezi acea situație și că nu-ți dorești să creezi bagaje karmice și să duci cu tine mai departe. Da? Și în momentul în care faci această faptă bună, îmbraci un om sau îi dai de mâncare, te gândești la acel om cu care tu ai conflicte și spui, uite, dăruiesc asta în numele tău să fie pace și armonie și în planul fizic și în planul subtil, te iert, te dezleg, te eliberez, te uit, da? Dacă nu mai vrei să fie în realitatea ta, depinde de tine, da? Deci fii generoasă, dragă fecioară, dăruiește, și vei primi la rândul tău binecuvântări, atât în planul fizic cât și în planul eteric, că știm cu toții că mai întâi totul se întâmplă în eteric și apoi în fizic.
Și iată, abundența îți vine prin vibrația Arhanghelului Metatron, prin soarele cristic de iubire, care îl luminează și îl călăuzește și îți spune să îți lași lumina ta să strălucească la cele mai înalte niveluri ale ființei tale, pentru că iată, ți se deschide cea de-a 14-a, cea că poarta stelară, da? Deci abundența în viața ta de lucruri bune vine pe un canal foarte înalt, vibrațional de la conștiința cristică, prin Arhanghelul Metatron, care a văzut lumina sufletului tău și iată, ți se activează cea de-a 14-a chakra, poarta stelară, prin care tu primești abundență, în primul rând, spirituală, ca să poți să o aduci ca un alchimist, ca o alchimistă, transmutată prin lumina sufletului tău în materie aici, ca tu să poți să materializezi tot ceea ce îți dorești. Dorințe, visuri, aspirații, planuri, da? În orice domeniu al vieții tale. Deci, dragă fecioară, ai o citire foarte frumoasă și ești foarte susținută, dragă fecioară, în luna august. Iată, entitățile de lumină sunt alături de tine. Și vom folosi acum un oracol pe care l-am folosit doar în ședințele private, în citinile private. Un oracol foarte drag mie, cu o vibrație foarte înaltă, și anume oracolul Mariei Magdalena, da? Și haideți să vedem care este calea de a avea credință, da? Pentru că ne-a apărut Arhanghelul credință și ne-a spus să avem încredere în noi, să fim noi înșine și să credem mai mult în noi. Haideți să vedem o cale de a avea credință, așa? Apoi, cum putem noi să fim generoși, mai generoși, pentru că a apărut Arhanghelul caritate? Cum putem noi să fim mai generoși? Dragă fecioară, cum poți tu, de fapt, să fii mai generos? Așa că eu sunt leu. Și haideți să vedem cum poți tu să te conectezi la cea de-a 14-a chakra, poarta ta stelară, care este calea prin care te vei conecta cu această chakra. Bun. Dacă fecioară... Iată, vine Maria Magdalena și spune că este necesar să te conectezi la ceea ce tu ești deja. Tu ești lumina sufletului tău, tu ești credință, iată lumina sufletului tău și este necesar să te întorci către tine. Exact ceea ce spune și Arhanghelul Fate, să fii tu însuți, tu însăți, da? Pentru a lumina prin iubirea care ești deja, pentru că tu deja ești iubire, ești înțelepciune, ești lumină și astfel poți să-ți cânti cântul inimii tale și a sufletului tău. Întoarce-te la ceea ce ești deja, adică iubire. Pentru că tu deja ești iubire, așa te-ai născut. Chiar dacă uiți ceea ce ești de foarte multe ori, să știi că nu-ți vei pierde niciodată esența. Ești miracol, ești iubire în manifestare. Întoarce-te către tine. Bine, Maria! Din Magdala și spune acest lucru. Și cum poți tu să nu urăști și să fii mai generoasă, dragă fecioară, este prin a respira, prin a-ți rechema toată puterea sufletului tău înapoi. Și iată-l pe Iisus și pe Maria din Magdala. E bine, în Evanghelia Mariei spunea și el o săruta adesea pe gură. Ce înseamnă a săruta? În aramaică, a săruta înseamnă a respira împreună. Da? Deci a respira împreună reprezintă unitatea dintre două suflete care se unesc prin lumină, prin dumnezeire. A respira, o săruta adesea pe gură, adică se respirau unul pe celălalt. Și iată cartea pentru tine, respirația, prin a respira împreună cu un alt suflet, prin a onora acel suflet fără a-l mai judeca, fără a-l mai critica, tu îți aduci puterea ta divină pe care ți-ai cedat-o înapoi. Deci, iată o carte foarte frumoasă, fii generos, generoasă, înfăptuiește numele acestei ființe, iartă, iubește, nu urâ. Deci, probabil este un suflet cu care ai avut un conflict. Dăruiește numele său în iubire și în bucurie și dacă acest suflet este dat să se întoarcă înapoi în realitatea ta,
Respiră împreună cu el, respiră prin divinitatea din tine, aducând divinitatea în umanul care sunteți aici înapoi și readuți puterea divină înapoi pe care ai cedat-o prin critică, prin judecată când s-a creat acest conflict, da? Dacă acest suflet nu mai este dat să fie în călătoria ta, acceptă acest lucru și respiră cu el împreună la nivel eteric, adică eliberându-te, făcând meditație de tăiere a stingurilor energetice, iertări și eliberând acel suflet în lumina lui Dumnezeu și eliberându-te și tu la rândul tău pentru a face spațiu în viața ta. Este important să înțelegem că trecutul ne este doar un instrument de lumină care ne-a creat să fim ceea ce suntem acum și aici, dar nu ne irosim timpul să ne canalizăm energia prezentă acolo în ceva ce nu mai poate fi modificat. Ce poți tu să modifici întotdeauna este viitorul tău printr-o stare de prezență în și prin divin aici pe pământ. Și mergem la unul dintre instrumente de lumină venit prin ego. Eu am făcut pentru membrii mei o emisiune despre cele 7 umbre ale egoului, transmutate în instrumente de lumină. O găsiți pe canalul de membru, dacă vreți să vă abonați, să fiți membrii acestui canal, unde primiți informații foarte valoroase și materiale valoroase. Ei bine, dragă fecioară, în luna august te întâlnești cu această putere a egoului, a patra putere a egoului, care este smerenia, da? Și smerenia și recunoștința. Adică dintr-un ego prea mare, din măreția ta, pentru că ai avut o perioadă în care ai fost foarte egotică, dragă fecioară, acum înțelegi că smerenia este calea către tot ceea ce te înconjoară. Este foarte important să știi cine ești, să te onorezi, dar fă-o prin smerenie, nu prin ego. Fii cât mai în taină, cât mai subtil și lasă lumina sufletului tău să strălucească în moduri în care te onorează. Tu nu ai de demonstrat nimic nimănui, da? Ca să poți să te conectezi la a 14-a ceacră, să aduci codul de lumină și frecvența abundenței care ți este dată ca dar în luna august din infinit, fii smerit, transcede această putere a egoului și anume măreția, transformă în smerenie. Și aceste 7 puteri ale egoului, aceste arme ale egoului care au fost transformate de către Maria din Magdala în virtuți, sunt acei 7 diavoli, în ghilimele, despre care se spune în Biblie că au fost scoși din Maria Magdalena. Nu, nu, ea a fost o inițiată, o clarvăzătoare a îngerilor și a avut capacitatea, de aceea și a fost aleasă ca apostolul apostolilor, a avut capacitatea de a transmuta aceste umbre ale egoului în virtuți, în instrumente de lumină. Deci iată că și umbra are un mesaj întotdeauna și nu trebuie să aruncăm în pietre cu ea, pentru că prin cel mai mare întuneric noi cunoaștem cea mai mare lumină a sufletului nostru. Și dragi suflet, am pentru tine și oracolul secvențelor numerologice, al cristalelor și al maestrilor înălțați. Haideți să vedem în luna august ce secvență numerologică te susține pe tine și te ajută și ce cristal îți este de folos, dragă fecioară. Și iată, cel care te călăuzește în luna august este Arhanghelul Gabriel, care vine cu piatra turcoaz pentru tine și spune că este în regulă să fii văzut, da? Să-ți dai voie să fii văzut, dar prin smerenie, nu prin măreția egoului, da? Fii smerit și lasă-te văzut prin măreția divinității din tine. Și numărul 11 pentru luna august, dragă fecioară, ți este de folos ție și, bineînțeles, secvența numerologică 444. Și poți să-ți creezi o hârtiuță pe care să-ți o pui pe birou în luna august, cu numărul 11 și 444. 444 este vibrația îngerilor de cristal și îți pui acea hârtiuță și îți poți pune pe birou paharul cu apă ca tu să îți încarci energetic apa cu aceste vibrații.
Dacă ai posibilitatea, dacă încă nu ai un turcoaz în călătoria ta, poți să-ți cauți o mică piatră de turcoaz, să o porți într-un săculeț de organza cu tine tot timpul, sau poate ai o bijuterie cu turcoaz. Dragă fecioară, poartă această piatră în luna august, că îți va fi de folos, îți este protectoare și conectează-te cu Gabriel pentru că este arhanghelul tău protector. Dragă fecioară, acestea sunt mesajele de călăuzire pentru tine, pentru luna august. Îți doresc să-ți fie de folos pentru binele tău cel mai înalt și reascultă-le de mai multe ori înainte să înceapă luna august, pentru că vei primi foarte multe taine. Îți zâmbesc și îți doresc un august minunat!